Pentru că oamenii nu vor. Da, Nu știu, păi... suveranitatea proprietății private. Pentru că, na, există și la un moment dat face și apel la ideea asta, există curent de gândire socialist care e de acord cu libertatea persoanei, dar în niciun caz cu Proprietățile drepturile sale. de proprietate, da. Da, Da, deci... ele decurg, este ele. Proprietatea privată decurge din faptul că ești liber să liber ca persoană și Să în momentul alegi când pentru tine. te exprimi pe lumea asta, te exprimi în funcție de context, de realitate, deci poți să utilizezi, să zicem, un pământ, un material, și să creezi Resurse. ceva, niște resurse, și să creezi ceva care acel lucru devine proprietatea ta pentru că tu l-ai creat. Dar ei nu acceptă asta, adică ei acceptă că când cer colectivizare, sau nu, comuniștii, de exemplu, ei nu ți-ar lua peruța de dinți, de exemplu, care e un bun de consum, e un bun personal, fac distinția asta între proprietate personală și proprietate, nu știu cum să-i zic. Ai o fabrică, ți-ar lua fabrica, dar ți-ar lăsa, adică ți-ar lua un bun de capital, dar ți-ar lăsa, Auzi, din Costel, fericire, dar... peruța de dinți, adică ea nu devine un bun colectiv.